Ziarul de Craiova, publicație din rețeaua Presa Bună, prezintă astăzi un articol despre gestul emoționant pe care l-au făcut zeci de copii și educatoarea lor în prima zi de grădiniță. Elena Ocloteală este educatoare la o grădiniță din Craiova, iar anul acesta a decis să le ceară părinților să nu-i ofere flori la deschiderea anului școlar. Educatoarea a luat legătura cu părinții clasei pregătitoare și a rugat să investească banii într-o acțiune umanitară. Așa au ajuns 31 de micuți să fie acționari la Bursa de Fericire și să contribuie la construirea clinicii de oncologie pediatrică în cadrul Spitalului Marii. Curie. Părinții și copiii au acceptat acțiunea și au făcut donații pentru proiectul Bursa de Fericire. În schimb, au primit tricouri pe care ieri le-au îmbrăcat la ceremonia de începere a școlii. Alături de ei a fost chiar educatoarea lor, îmbrăcată și ea într-un tricou cu un mesaj special. Tricoul acesta este o cărămidă pentru un spital de copii. Copiii și educatoarea lor speră ca gestul lor să reprezinte un imbol și pentru alții, iar micile atenții să se transforme în donații și sprijin pentru cauzele umanitare.